E duminică și iată-ne din nou împreună. Ioana a sosit la timp. Ea a sosit la timp, eu am întârziat un pic, am avut ceva probleme. Dar Ioana ne apucăm de treabă, poftim, intră în Prof Online. Deci lansăm Chrome-ul. Așa. Pe Google ar fi să scrii în Prof Online, da? Ia scrie tu. Hai, de fapt îi scrii deja. Prof Online. Așa. Și dăm căutare. Facem pașa aceea pe care tot voi trebuie să-i faceți, dragilor. Ne ducem și luăm din prima parte video matematica. Sunt acolo cele două mari capitole. Și din video matematică ne ducem și luăm clasa 7, da? Da. Deci clasa 7-a. Și aici defilăm. Luăm de jos în sus, dragilor. Toate lecțiile din Stiva, cei de 1820 și nu știu câte lecții. Și una și două, nu mai știu exact. Și am extins, nu? Da. Și suntem acolo la lecția care știi tu, care o ai de pe caițel, cu întrebări. Da, deci... E vorba de lecția pe care Ioana îndată vă arată. 645. Să vedem ce se întâmplă în lecția asta. Cum faci tu, cum treci, numai geometrie mi-aduci. Da. Ia să vedem tabla mare. Clasa A, 6-a? A de paralel cu BC și laturile ce? Deci laturile opuse sunt paralele și congruente, două câte două. E un romb? Se zice acolo o problemă? Da. Deci se zice ABCD un romb. Definiția spune așa, un paralel este acela în care laturile opuse sunt paralele două câte două. Dar pot fi înlocuite acestea de condiții, care sunt echivalente cu definiția. Ori spui că două laturi sunt paralele și congruente, două laturi opuse. Ori spui că laturile opuse sunt două câte două congruente, deci înlocuim paralelismul două câte două cu congruența două câte două. Ne oprim la două, dar acum punem ambele condiții, fie congruente și paralele. Astea două sau celelalte două. O altă variantă, diagonale să se înjumătățească. O altă, unghiurile opuse să fie congruente două câte două, astea împreună și astea împreună. La paralelogram. La paralelogram. Am zis pe paralelogram ca să vedem de-aia. Mintit paralelogram foarte bine. Și că diagonale în paralelogram se înjumătățesc. Deci am recapitulat paralelogram. Corect. Rombul este acea figură geometrică care mai întâi paralelogram. Deci o aduc tot ca un paralogram, dar calitatea este aceea nouă că există două laturi vecine congruente. Vezi? Dacă adică e paralogram, ce se întâmplă? Adică AB congruent cu BC. Dacă ABCD. Da. Dacă e paralogram, dacă îl vedeți ca un paralogram, laturile opuse sunt congruente două de două. Sunt paralele două de două. Unghiurile alăturate unei laturi. Oricărei laturi sunt 180, unghiurile opuse sunt congruente, două câte două, diagonale se înjumătățesc, dar acum nou, în rom, diagonale sunt perpendiculare, asta e noutatea, în paralel era. Corect. Acum, diagonale sunt perpendiculare, diagonale sunt bisectoare, ale unghiului, nu erau în paralel. Nu erau, corect. Acum sunt bisectoare ale unghiurilor. Și e rom dacă două laturi alăturate sunt congruente. Și e rom dacă două laturi alăturate sunt congruente. Adică că sunt congruente, înțelegi? Dar asta e definiția. Da. Și poate fi definiția înlocuită cu calitatea aceea că diagonale sunt perpendiculare sau că acestea sunt bisectoare. Corect. Da? Așa este. Dar nu să arătăm că e dreptunghi. Ca să arătăm că e dreptunghi, ce trebuie să arătăm, domnul profesor? Deci figura asta acum, care urmează, Trebuie să arătăm în figura care e dreptunghi. Dreptunghi este paralelogramul cu unul drept. Și diagonalele? Și diagonalele sunt congruente. Da, este o consecință. O consecință. Dar atât. Paralelogramul cu unul drept. Da. Ori arătăm că diagonalele sunt congruente. Și, de data asta mai adăugăm. Și diagonalele sunt congruente. Paralelogramul nu era congruent, acum devin congruente. Da? Corect. Asta e definiția dreptunghiului. Și acum, să începe figura. După ce am verificat partea teoretică, deci ne-am pus la punct cu suportul teoretic, acum ne aflăm de probleme. Zicem așa. Alege de romb. Zice problemă. Da. Ce fac? Desenez și eu un romb. Am să desenez. Mai întâi duc două diagonale perpendiculare. Iau una. Iau mijlocul. Duc altă diagonală. Da. Diagonale perpendiculare, ia uitați-vă cum face domnul profesor Rombu. E o șmecherie. Hai mă, voi face și mai șmecheria asta. Da? Deci, eu am luat, am mers invers, că doar știu că proprietatea asta mă duce spre Rombu, da? Corect. Așa. Nu le-am luat congruente ca să mă duc spre dreptunghi, adică pătratul mai târziu, ci pur și simplu o diagonală mai mare și alta mai mică. Mijlocul, am dus o altă perpendiculară. Deci perpendiculară, gata. Gata. Acum când donez vârful și rombul, foarte bănămă. Ce șmecherie. Deci uitați-vă cum o face domnul profesor să facă. Păi dacă așa spun că dacă într-un loc diagonale sunt perpendiculare. Am exploatat chestia asta. Am plecat cu asta. Dar dacă nu avem nevoie de ele, domnul profesor. Dacă nu am nevoie de ele, dar l-am construit ca să fie un loc perfect. Sigur că da. Eu l-am construit ca să fie, uneori nu leg. Dacă mă duc așa, mai strâng, mai nu știu ce. Da, ați înțeles copii de ce? Bun, uite, dacă fac așa, uite, nu m-am spus prea bine, mai sus, mai jos. Da. Da. Nu, și atunci figura suferă, dar dacă am plecat invers, ați înțeles, da? Bine. Deci am luat rombul. E rombul A, B, C, D, da? Puneți A, B, C, D. Când spune că construim în afara rombului. Se construiți în exteriorul triunghiurile A, B, E. A, B, E. Dar oricum. Oricum, trebuie să avem când A, E să fie egal cu B, E. B, E, da. Adică iau pe E așa fel, încât A, E. Da. Unde să iau pe E? Atenție! Eu ăsta e un punct, că aici pune la, nu știu să-l fac. Dar când mă duc cu la A și unesc cu B, trebuie să fie egal. Corect. Cum îl luăm pe... Oare pe eu acela? Cum îl construim? Nu dacă e A cât să fie cât e B. Pe E îl luăm la, undeva la mijloc, adică... Eu poate să fie și mijloc. Că eu, una din poziții, să fie mijlocul lui AB. Da. E A față cât e B. Dar mai în altă zonă, cum îl aș găsi eu pe E? Ce... calitate au punctele pe o linie importantă când sunt la egale distanțe de capetele unui segment. Faptul că e A e cât e B. Că oriunde ar... Da, dar cum se numește linia aceea în care e A e cât e B? Înălțimea pică perpendiculară pe o dreaptă. Unde? Din vârf. Simetricul unui punct față de altul, să zicem. Față de o dreaptă, față de un punct, e mediatoarea. Mediatoarea segmentului înseamnă, de fapt, toate punctele la egală distanță de ele. Nu? Ia desenează un segment. Am mai desenat și data trecută. Un segment. Și segmentul AB, așa. Și acum... pentru a găsi toate punctele din plan la egală distanță de capete, toate din plan, la egală distanță, unul din puncte este chiar mijlocul, nu? Și acum toate punctele de pe perpendicularea ce trece pe aici, deci duce o dreaptă perpendiculară, ea conține toate punctele din plan, dacă vrei, în sus, mai jos, mai așa, la care sunt la egală distanță. Adică dacă unești un punct P de pe această dreaptă cu A și cu B, pe A cu PB, pe A e egal cu PB. Da. Putem dovedi, oricum putem dovedi că pe A e egal cu PB. Păi... Dar dreapta s-a dus mai sus, mai mult. Nu neapărat ar fi un segment. Deci dreaptă fiind sus cât poți, așa. Ai luat un punct pe la întâmplare de acolo, nu? Da. Și întreb, cum poți să arăți tu cât pe A cât pe B? Arătăm că triunghiul PAO e congruent cu triunghiul POB. Sigur că da. Cum poți arăta că sunt cele două triunghiuri congruente? Ce motive ai? Păi, aici este mijlocul și sigur că da, egal cu OB. Corect. Avem unghiul de 90 de grade. Sigur că da. Și dreapta care e latură comună. Așa, adică pe O acela... latură, unghi, latură. Și latură, unghi, latură. Suntem în cazul latură, unghi, latură și gata, congruența triunghiilor, nu? Da. Vezi? De aceea, dacă îl miști pe P mai sus sau mai jos, nu se schimbă cu nimic problema. Deci da, toate punctele imediatoare sunt la egală distanță de capetele segmentului. Și acum când mă întorc în problema noastră, unde pune o întrebare? Oare cum să le iau pe ăsta încât e A să fie cât e B? Răspunsul unde ar fi? Ca e A să ducem mediatoarea lui AB și sigur toate punctele sunt egale. Deci ce să vedem ce a spus profesorul? Cred că asta o spus, ia vezi tu. Parcă îl cunosc pe ăsta. Atenție, dacă am un segment AB, îl vedeți aici. Unde găsesc puncte la egal de pătate de capete? Mediatoare! Adică construiesc mediatoarea segmentului acesta. Da? Și ce e mediatoarea? Perpendiculară de vârf? Nu din vârf. Mediatoarea se duce a unui segment. Da. Perpendiculară pe mijlocul segmentului. Ai înțeles? Deci doar perpendiculară pe mijlocul segmentului. Orice punct de pe ea, mai sus, mai jos. Da, și la egală distanță de laturi de capetele segmentului. Deci eu ca să o duc corect, aici ar fi o problemă complicată. Voi ați spus compasul. Păi cu compasul cum să fixez? Eu nu știu să pun compasul aici sau dincolo. Mai dificil. Dar e mai bine așa. Voi aveți dreptate. Până aici și desenați un arc de cerc. Ce tare, arcul de cerc ăsta cât de mare? Cât de AB? Deci luăm de la mijlocul lui AB și unim la A, după aia facem și unim la B și pe aia iarăși facem. Și unde se intersetează punem punctul. Deci să duc un arc de cerc mai mare decât mijlocul. Uite așa. Da? Atenție, asta e șmecheria. Deci un arc de cerc cu dincolo de mijloc să duc. Și cu această descărcătură mă duc în partea asta. Cele două arcii de ce s-au întâlnit. Și când am unit asta, asta e mediatoare. Asta e. Da? Mediatoare segmentul și cu mare precizie se duce. De ce? Pe punctul ăsta. Așa e exact asta. Cerc. Un segment. AB. Compasul. Hai mă, compasul aici. Am făcut așa. Compasul dincolo faceți la... Și-am făcut așa. Cu aceeași descărcătură. Și aici am făcut astea, le-am făcut de două ori. Dar acum lău mijlocul și mă repede mediatoarea. Cum mă duce? Cu echierul, cu aveți voi acolo. Unghiul drept, auto. Unghiul drept. Și am dus așa și ați luat punctul E. Așa cât A e, oriunde vreți să luați, A e este cât cine? Cât E B. Nu vreau să fie în prelungire copii aici. Corect. Dacă mă păcălesc, mi iese figura aiurea. Așa le iau și eu mai încolo. Uitați, ca să nu fie în prelungire. Vezi ce fel de triunghi ăsta? Aia e. M-ați înțeles, dacă e și în prelungire, luăm așa, că era triunghi de lateral, să știu ce, acolo e așa... Exact. Mă duce într-o situație particulară și nu vreau. Deci uitați un video. Deci e. Luați-l mai lung, așa, da? Bun. Mai departe. Acum și B, C, F. Pe B, C. Da, da. Tot așa, iau mediatoarea. F are aceeași calitate. Da. De a fi la egală distanță de B și de C. Da, dar e cât B, e cât B, F. B, e cât B, F. Ah! E decât asta, așa, exact. Bâie, dar atunci iau înălțimea. Exact. Așa, și aici e pun fân. Fân. Și iată că am găsit... Puneți fân, domnule. Fân, da. La fel și cu... La fel pe fiecare latură. Da. Construiesc un triunghi, triunghiuri congruente trebuie să... Da, exact, pe fiecare latură. Pe fiecare latură. Asta vă spun, triunghiuri sociale congruente. Mai exigent cu ideea, ca să nu spuneți să figura cât mai corect. Deci am... Dacă am zis că asta e atât, asta e cam mică aici. Da, aia un pic mai mare. Da, 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 da. Deci măsurați înălțimea la aie și duceți-o la fiecare. Exact. Nu aie... Da, păi da. Nu a... E prim. Hai să zic aici piciorul. E prim, e prim. Exact. Măsurați e prim, da. Cât e prim. Corect. Și ați găsit punctul... Și duceți pe ventricular. Pe latură. Da, iată, am văzut așa. Și acum fac la fel și în partea asta, cred că e și punctul G sau ce este aici? Pe latura cealaltă, pe DC. G. Da, și H pe cealaltă. Și ar fac perpendiculara. Copii trebuie să ne străduim să avem figurile cât mai corecte. Da. Altfel... Dați egale înălțimile alea, da? Asta este. Înălțimile egale. H pe. Da. Și așa. Și să arătăm că în final E, F, G, H, ăsta mare așa, așa, care s-a format, este dreptunghi, domn profesor. Da, da. De pe figură este. De pe figură este. Este semn că am făcut aproape bine. Foarte bine. Așadar, figura care a apărut acum... Am înțeles problema. Oprește să facem noi o discuție, să vedem cum ai gândit tu și unde ai avut greutăți. Repetăm ipotetica.